Dragi telespectatori ai postului de televiziune Credo TV, ne bucurăm să fim din nou împreună cu dumneavoastră la aceste sărbători binecuvântate, sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos și a anului nou. În numele Bisericii Elim din Chicago, a tuturor fraților, surorilor, credincioșilor care se închină în această biserică, am dori să transmitem familiilor dumneavoastră binecuvântarea lui Dumnezeu pentru acest sezon încărcat de sărbătoare și bucurie și pentru anul care urmează. Fie ca darul ceresc al Domnului Iisus Hristos să reprezinte o realitate pentru viețile dumneavoastră, pentru trăirea dumneavoastră în fiecare zi, dar în același timp, această sărbătoare minunată să fie adevăratul motiv al bucuriei noastre. Am vrea ca tuturor celor care urmăresc emisiunile Bisericii Elim, Popas pentru sufletul tău și Cercetați Scripturile, să fiți binecuvântați de Dumnezeu. Vă vom sta la dispoziție și în anul care urmează și cu ajutorul Domnului. Vrem să vă transmitem mesaje care să ajute la apropierea noastră a tuturor de Dumnezeu și de împărăția sa. Încă o dată, cu ocazia acestor sărbători, un Crăciun binecuvântat și un an nou fericit cu Dumnezeu.